înaintea lui Jimmy. Petrecerea în pijama. Aseara eram treaz în Institutul Cercetării Farselor. Camera ta? Da. Și mă întrebam de ce s-au oprit la flori cu jet, de ce n-au făcut și copaci sau străzi sau chiar un oraș cu jet. Deci vrei să-mi spui că ai să construiești un oraș fals din cauciuc ca să sperii lumea? Trebuie. Cum altfel să arăt lumii că sunt serios în materie de farse? N-am fost eu, e plăcinta. N-am fost eu, e plăcinta. Bătaie cu mâncare. Măslina prin pai, Jimmy! Măslina prin pai, Jimmy! E timpul să vă dau o budincă în față! Budincă! Oh, m-ai lovit! Hei, am nevoie de ea ca lumea să știe că sunt fată! Oh, cel puțin m-a rămas rochița! Fugi! Robin, pleacă de aici. De ce? De ce? Pentru că asta e bătaia, iar tu nu e de tine. Cremă de porumb? Ești pe ușa aceea. S-ar putea să ai o șansă să scapi. Fugit! Fără să mergi acasă să te schimbi. Jimmy! Repede! Doi! Ești foarte elegantă. Atenție! Doi! Atenție la mine! Doi! Vă rog să vă opriți! Nu toată lumea este ca voi. Bine, Robin, poți să pleci. Start! Calmează-te, dragă. Nu e sfârșitul lumii că te-ai despărțit de mine. Nu pot să cred că îmi face asta. Toți bărbații sunt așa? Am folosit destul parfum. Da. Și da. Noi mergem la petrecerea de la biroul mamei ca tu să poți chema fetele la petrecerea în pijama, nu? Ține minte, Mike nu e singurul băiat, nu ți-a fost sortit, dar într-o zi ai să-ți găsești perechea. Mersi, mamă. E un sfat foarte bun. Un sfat foarte bun? Știi, dacă ai nevoie de consiliere profesionistă, poți apela oricând la mine. Consilierul profesionist. Nu-i nevoie. De ce ești supărată pe Mike? Tot timpul îți face toate ifosele. De parcă ai ști ce salea. Hei, Jimmy, vii sus, construiesc un cyborg nou. Jumătatea robot e gata, va fi ceva nemai văzut. Și am să-ți fur creierul. În niciun caz. Bun, e timpul să plecați. V-am spus deja că Ianții și prietenele ei fac petrecere în pijama. Băieții sunt excluși. Dar cyborgul meu. Măcar lasă-mă să-mi iau periuța. Dacă nu mă spăl cu periuța mea, mi se infectează gingile. Bine, du-te repede. Ce? Ideea de petrecere urând băieți e grozavă. Frățiorul meu a dat drumul la piton și mi-a înghițit mobilul. Ceea ce găsesc inacceptabil la băieți e faptul că nu reușesc să-mi aprecieze poezia. Nu vreți să vă recit? Puțin mai târziu. Robin, ce faci aici? Asta e petrecerea urând băieții. Dansăm salsa împreună. Ce-o mai fi având? Probabil e supărată că n-ai protejat-o destul la bătaia cu mâncare. Da, ai lăsat-o să încaseze, zing! Ce păcat că nu avem o fată, ca să ne spună părerea ei. Sunt aici. La popândăi nu-ți dai seama, pentru că fetele și băieții seamănă, nu ca noi, pinguinii. Așa e, Kelma? Așa e, băiete. Oh, Jimmy, nu ești în siguranță aici? Nu te întoarce până nu m-am calmat. Hei, bună! Bună! Luați câte fotografie.
Ești bine? Par puțin morocănos. Știu că n-ai vrut să faci pe spionul ca de obicei. Bine, să ne jucăm acum. Spionez și observ pe cineva care i-a dat lui Ianții sfaturi când n-ar fi trebuit. Ce vrei să spui? Sunt mama ei, e treaba mea să-i dau sfaturi. Nu, e treaba mea. Eu sunt consilierul în familie. Ok, nu fi copil. Ah, tu ești! Sfaturile sunt domeniul meu. Ți-ar plăcea dacă m-aș hotărâ să fac o plimbare cu nava ta? Precis nu ți-ar plăcea. Dar nu are sens. Sunt în stare să dau sfaturi, iar tu nu ești în stare să conduci nava. Haide să o lăsăm baltă, te rog. Scanner nazal. Nară identificată. Haide, Ken. Deci, doar pentru că n-am făcut 12 ani de antrenament pentru cosmonauți, n-am voie să conduc o rachetă spațială? Îi arăt eu ei. Stai așa. Următoare oprire? Spațiul cosmic! Operațiunea Farsa a pornit. Răspunde, generale Farsenstein, ești acolo? Terminat! Craig, sunt aici și nu o să le facem farse, fetelor. Robinson era cam supărată. Nu te mai aud. Terminat. Da, bine. Să mergem în recunoaștere. Uite-o pe Robin, lângă sistemul de ventilație. Mă strecor pe acolo și îmi cer scuze. Bine? Recepționat. Pornim operațiunea. Vă place? L-am făcut la ora de arte. Arată bine. Exact ca mutra de nesuferit a lui Mike. Da! 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 Da, dă mai tare! De ce s-au despărțit Mike și Anții? Habar n-am. Da! Da, dă-i! Încă o dată, așa! Da! Da! Dă-i, dă-i! Da! Wow! N-am văzut pe nimeni scoțând ochii unei piniata. Oh, Doamne. Uite-o pe Robin. Psst, Robin. Hmm? Psst, psst. Jimmy? Ce faci? Am vrut să-mi cer scuze pentru ieri, știi? Da. Robin, îmi pare rău. Nici n-ar trebui să știi că există bătăi cu mâncare. De ce? Pentru că sunt fată? Da, da, exact. Data viitoare promit că am să te protejez mult mai bine. Despre asta crezi că e vorba? Chiar nu pricepi? Ce se întâmplă? Sunt niște spioni în ventilație, din genul celălalt. Nu mi-ați lăsat de ales! Craig, dar ce faci? Adăpostește-te! Dar ce faci? Bombă mirositoare în 7 trepte. Fiecare miroase din ce în ce mai rău. Nu! Grețos! Miroase ascuns! SOS! SOS! Foc încrucișat! Foc încrucișat! Nu e așa rău? Miroase a brânză cu mucegai. Oh, nu! Acum miroase a baie turcească! Nu mai suport! Craig, nu! Nu! Nu, vă rog, nu! Nu, ajutor! Jimmy! Ne Jimmy, scapă. Fugi! Jimmy! Te-am prins noi, Jimmy! Cu plăcere! Era cât pe ce. Acum ce fac? Eu aș lăsa o baltă, puștule. Când o fată e furioasă pe tine, e imposibil să-ți dai seama de ce. Să mergem la lupte de taure. Nu!
trebuie să arunci o privire în jurnalul lui Robin. Jurnalul îți va spune de ce e supărată pe tine. Desigur, mersi, Dolly. Dolly, ești cel mai deștept tip din lume. Nu sunt tip, mi-am pierdut doar fundița. Oh, da, scuze, domnule. Mike, ce s-a întâmplat? Ah, mi-e dor de Yancy. Nu o să mă primească niciodată înapoi. Niciodată, niciodată. Ascultă, singura cale de a rezolva ceva e o conversație sinceră. Tu le distragi atenția fetelor și eu fur jurnalul lui Robin, da? Nu știu, dar dacă... Dar dacă... Yancy, nu mă mai place. Haide, Mike, ești licantrop. Comportă-te ca atare. Mersi, omule. Așa e mai bine. Nu pot să conduci o navetă. Duhnești ca o drogherie. Nu pune muștar în prăjitor. Îi arăt eu Luizei cine poartă pantalonii spațiali în familia asta. Magnetic pozitiv sau negativ? Pozitiv sau negativ? Eu spun pozitiv. Nu te mișca că te mânjim. Gata. Acum zâmbește. Bine, v-ați distrat. Acum lăsați-mă să plec. Și puteți săruta mireasa. Începeți să trimiteți pozele tuturor din școală. Sincer, furia e foarte neatractivă. Cum merge treaba aici? Grozav, suntem mult mai productive de când cu mașinăria. Oh, stai! Oh, asta e de când m-am dus cu Mike la bâlci. Ce cauți tu aici? Ia-mă înapoi, iubito. Te rog. Oh, Mike, am greșit cumva. Asta e șansa mea. Wow, Craig, ce ți-au făcut? Groaznic, de neconceput. Avem un nume nou pentru petrecerea urând băieții. Îmi place Mike. Ce? Of, nu-mi place când ne certăm, iubito. Dar e minunat când ne împăcăm. Ca atunci când ți-am spus că ai mustăți și ar trebui să-ți ras buza superioară, fiindcă încep să semeni cu unchiul meu și mi-am cerut scuze și ce-am mai râs apoi, nu? Apoi am învățat că nu trebuie să te iau în serios când te înfurii, pentru că așa ești tu, drăgălașă, și nu înseamnă nimic și... acum... nu râzi deloc. Nu, dar voi râde. Pe el. Ei, îți plac oamenii epilați? Păi, poate, uneori. Bine, ți-a sosit ceasul. Nu mă pot uita. Da, nici eu. Bietul de el. Și eu urlu la durere. E clar că îl doare. Dar ce cauți tu aici? M-am blocat când verificam partea robotică a cyborgului. Dacă nu-i dau partea organică, curând va găsi el una. Așa va face. E jurnalul lui Robin. Întinde-te după el. Dolly, ce s-a întâmplat cu tine? Păi, de când nu mai port fundița, nu mă mai simt obligată să mă comport ca o fată. Și pot să scot la iveală cealaltă parte a personalității mele. Grozav, cred
Sunt mai mult decât o fată, amice. Sunt eu. Gândește rapid. Hei. Haide, ia jurnalul ăla, băiețică. Doar nu cumva ți-e frică. Haide, Mike, nu te mai văicări. Ți-au mai rămas doar picioarele, un braț și fața. Hei, hai să le epilăm toate deodată. Nu! Să dispărem. Frumos. Nu fugi, piticanie. Doamnelor! Oare de ce am făcut eu pancarta dacă voi nici măcar n-o citiți? Fără băieți. Ce-am făcut? De unde să știu că e nevoie de antrenament pentru a pilota? Dragule, ești bine? Oh, da, desigur, de ce n-aș fi... Butonul acela s-a făcut mov. Asta înseamnă că voi pieri? Ascultă, îmi pare rău că m-am băgat peste tine. De acum am să le dau sfaturi copiilor doar când nu ești tu de față. Oh, mersi! Și cred că n-ar fi trebuit să pornesc în această călătorie în spațiu. Nu-i nimic. Ai risipit 80 de milioane de dolari pe combustibil, dar astea sunt taxele. Liniștește-te, te pot ajuta să aterizezi. Scumpo, nu-i chiar așa de greu. Poate că ar trebui să preiau eu controlul. Tu ești profesionista? Hei, ascultă, Ianzi, am un cyborg în camera mea. E speriat și e singur, e ca un cățeluș care are nevoie de... Mai tacă-ți pleanca, Sony! Nu pot să cred că doar furându-mi jurnalul puteai afla cu ce ai greșit. Ce pedeapsă crezi că li s-ar potrivi celor doi? Să-i băgăm într-o pungă plină cu ficat? Nu! Haideți! Psst! Jimmy! Știu de ce e furioasă Robin! Pentru că e fată și toate fetele-s duse? În niciun caz! Din cauza bătăii! Păi mi-am cerut deja scuze că n-am protejat-o. Nu! Uită-te la ea! Îi place să facă scandal? Pariez că voia să se bată și ea cu mâncare. Dar tu n-ai lăsat-o! I-ai pus un scut în față! Sigur! Mersi, Dolly! Mă bucur că ți-ai găsit fundiță. Da! Da! Trebuie să plec! Am hotărât! Ca pedeapsă că ați tras cu urechea, veți fi rași în cap. Și o să vă scriem poezii pe scalpuri cu marker permanent. Da, bine, bine, faceți ce vreți, dar, Robin, n-ar fi trebuit să te protejezi la bătaie cu mâncare. E clar că voiai să participi și tu, trebuia să te las. Serios? Da, și n-ar fi trebuit să presupun că nu-ți plac lucrurile grețoase. Ei, asta e parțial adevărat, să știi. Îți promit, Robin, data viitoare când cineva aruncă în tine cu brânză, nu voi mișca un deget. Stai. Te iert. Voiam doar să înțelegi cum am simțit. Poate că totuși aveți ceva minte. Mike, am fost prea dură cu tine? Știu și eu, iubito, ne-am promis că ne sunăm din oră în oră, iar eu nu am făcut-o. Dar mi-ai trimis SMS cum că salvezi pisicuțele acelea din incendiu. Da, dar nu te-am sunat și așa ne-am promis. Chiar m-ai ascultat? Dați-le drumul, fetelor! Mersi! Fiți mai prompt cu scuzele data viitoare, da? Nu știu. Mersi, Dolly. Mi-a folosit sfatul unei fete. Da, păi de fapt eu nu sunt. Fundița mea, mi-ai furat-o. Hei! Care-i treaba, Goli? Da, bine. Jimmy, te ascultă mereu pe tine. Plus că m-am simțit drăguță. Da, e într-adevăr nasol. Stai puțin, unde-i Craig? În timp ce te legam, l-am închis în camera de sus. Cea urât mirositoare. Cu cyborgul meu? Acum vă voi
servi răzbunarea? Muniții, prăjituri. Cu umplutură. Trebuie să-l oprim. Matricea lui de fier nu e echipată să facă față lui. Ținta, sora. Nu te teme, Robin, te apăr eu.